Sper că pe parcursul întâlnirii vor mai veni cetățenii orașului, invitații noștri din Europa Sărăbească, care sunt vecini și cu care comunicăm, colaborăm permanent. Astăzi suntem, orașul nostru este onorat de vizita unui distins om, excelența sa, domnul președinte, ex-președinte României. Este un eveniment foarte important. Eu am făcut o invitație oficială, sunt recunoscător pentru răspuns și am să repet ce v-am spus astăzi la Chișinău, că este un om care a dovedit voință politică și a urmat planurile, ideile foarte insistent și efectiv. Și cred că în Republica Moldova se simte nevoia de așa personalități, de așa forță politică care ar putea realiza dezideratele visate, luptate, muncite de multe generații. Nu vreau să vorbesc prea mult, dar cred că această întâlnire va contribui la dezvoltarea societății civile, la maturizarea noastră ca cetățeni, care se voteze în continuare conștient și aleși locali și cele mai importante măsuri, eu știu, mișcări istorice care trebuie să ne ajute să ieșim din impasul în care am nimerit cu toții. Domn Băsescu, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul care l-ați depus, pentru că înțeleg că ați avut astăzi câteva întâlniri. Este destul de greu să deplasez dintr-o parte în alta cu așa o echipă în spate. Vă mulțumesc foarte mult și sper că o să avem o seară de suflet unde mulți cimișlieni vor primi răspuns la întrebările care ne chinuie. Care-i viitorul nostru, care-i calea noastră de dezvoltare, cum putem trece peste greutățile pe care le înfruntăm de atâția ani. Poftim, vă rog! Eu am văzut micile răutăți din presa din Republica Moldova și vreau să vă spun de la bun început că sunt un om care a luat de la politică tot ce a vrut. Am fost ministru în 5 guverne, ministru al transporturilor. Am câștigat de 2 ori primăria Capitalei, primăria Bucureștiului și de 2 ori funcția de președinte al României. Oameni buni! Eu nu-mi doresc nimic de la electoratul din Republica Moldova. Nu vreau să mă reinventez politică, nu mai am ce să inventez cu mine după ce am fost în România. Dar am rămas cu o mare obligație. O obligație care vine din ceea ce eu cred și simt și nu de azi, nu de ieri, așa am fost educat. Și obligația pe care mi-o asum este să vin în Republica Moldova să le vorbesc românilor din stânga Prutului despre unire. Eu cred că românii din stânga Prutului nu mai pot rămâne păcăliți. Mă uit la cum evoluează viața politică aici, la ceea ce spun partidele, la ceea ce spun liderii din Parlamentul Republicii Moldova. Și în principal se spun 2 povești. Una este spusă de cei care susțin că Republica Moldova va deveni membra Uniunii Europene. Iar eu spun minciună. Pentru următorii 20 de ani nu-i valabil.
Nu știu ce va fi peste 20 de ani, dar știu că proiectul Uniunii Europene pentru următorii 15-20 de ani este să primească în interior țările din Balcani. Este un proiect greu și datorită diferențelor culturale, aceste țări se vor adapta foarte greu la modul de a conviețui, la funcționalitatea instituțiilor, la viața socială din Uniunea Europeană. Deci este un proiect pe termen lung. Integrarea în Uniunea Europeană a Balcanilor. Aveți o altă categorie de politicieni care vă spun drumul este către Uniunea Eurasiatică, către Uniunea Vamală. Eu inepție mai mare n-am auzit. Ca să faci o uniune cu cineva, trebuie să fie niște afinități culturale. Trebuie să fie o tradiție. Trebuie să fie dorință. Trebuie să fie capacitatea de a se înțelege popoarele între ele. Ce legături există între latinitatea poporului român din Republica Moldova și obiceiurile asiatice din Kazahstan, din țările sau din popoarele înglobate încă în Federația Rusă. Și ca să faci o uniune vamală, îți mai trebuie o chestiune elementară. O frontieră comună. O Republica Moldova nu are frontieră cu Uniunea Eurasiatică. Are frontieră cu Ucraina, are frontieră cu România. Deci este o altă abordare, după părerea mea, greșită. Este adevărat că, pe de altă parte, Republica Moldova se află într-o zonă gri, într-o zonă de incertitudine politică, de securitate și de evoluție economică și oamenii acestei țări, parlamentul acestei țări, exprimând voința oamenilor, va trebui să ia o decizie cât de repede. Republica Moldova este situată într-o zonă în care se poate întâmpla orice, oricând. Dar există o certitudine și văd și oameni foarte tineri în sală, văd și oameni maturi. Și v-aș întreba, la fel cum m-aș întreba eu, pentru că suntem cu cei maturi mai mult sau mai puțin de o vârstă, m-aș întreba ce spune un om de seama mea copilului lui în Republica Moldova? Care-i viitorul? Și sunt convins că orice părinte are dificultăți să-i spună copilului lui, uite, în direcția asta merge țara. Eu n-aș face critici nominale, dar mă uit la câtă ticăloșie s-a întâmplat în Republica Moldova. Dincolo de faptul că se vinde ceva ce n-a auzit încă niciun politician din Republica Moldova sau n-a văzut o hârtie scrisă. Veți fi membri ai Uniunii Europene. Mă uit la cealaltă parte, care mi se pare absolut incorrectă cu poporul Republicii Moldova. Cei care spun Uniunea Eurasiatică. Și ca să înțelegeți mai bine unde-i revolta mea și de ce-i critic, o să vă explic cum a fost în România. Și România a semnat în 1996 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Dar știind
că după ce își va perfecționa instituțiile, după ce vom avea o economie de piață consolidată, după ce vom fi competitivi din punct de vedere economic, vom începe negocierile de intrare în Uniunea Europeană. Lucru care aici nu s-a întâmplat. Nimeni n-a spus Republicii Moldova și Ucrainei, după ce funcționează un număr de ani acordul de asociere, veți intra în Uniunea Europeană. S-a refuzat a se da această perspectivă Republicii Moldova din motive pe care, dacă avem timp sau dacă mă întreabă cineva, le pot spune. Din motive politice. Însă, această perioadă, când România a funcționat cu un acord de asociere la Uniunea Europeană, a fost o perioadă extrem de grea pentru români. De ce? Pentru că acordul de asociere la Uniunea Europeană înseamnă deschiderea pieței. Înseamnă că toată economia României, atât cât era, a intrat în competiție directă cu economia statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. Rezultatul a fost unul catastrofal în acel moment, în acei ani grei de după semnarea acordului de asociere. Au fost sute, mii de mari întreprinderi care s-au închis. Pentru că au intrat în competiție liberă cu companii similare din Uniunea Europeană și n-au putut face față concurenței. Nici din punct de vedere al calității, nici din punct de vedere al productivității, nici din punct de vedere al prețurilor. De ce? Pentru că economia românească era construită să exporte în statele CAER, unde ne împărțise Moscova, voi produceți tractoare, voi produceți semănători, voi produceți de-alea, bune, proaste, cum erau, se vindeau pe ruble în statele CAER. E, acea perioadă și-a fost o perioadă bună de cel puțin 5-6 ani, a însemnat închideri la tractorul Brașov, întreprindere în care lucrau 20.000 de muncitori. Vă dau exemple pe companii mari de care ați auzit. Închiderea lui Camioane Brașov. Închiderea combinatelor de utilaj greu, care erau vreo 6, 7, 8 în țară. Închidere de combinate siderurgice. Pentru că într-o economie comunistă puteam să aducem minereul din Brazilia și din Australia să facem oțel, dar când a trebuit să intrăm în concurență cu cei care aveau minereul din resurse mult mai apropiate, România n-a mai făcut față. S-au închis combinate chimice. Cele care produceau îngrășăminte pe gaze din producție internă, care nu se mai vindeau la prețul pieței, ci pur și simplu se dădeau la prețul la care să facem îngrășăminte, să trimitem în tot spațiul comunist și prin Orientul Mijlociu. Toate aceste combinate s-au închis pentru că n-au făcut față competiției. Dar nu s-a găsit niciun partid și niciun om politic în România care să valorifice nemulțumirea acestei etape și să spună nu mai mergem în Uniunea Europeană, nu mai mergem în NATO, pentru că uite cât ne este de greu, înseamnă șomaj, vrem să rămânem prieteni cu Kremlinul. Nu s-a găsit. Din păcate, în Republica Moldova s-au găsit partide, fie că vorbim de socialiști, fie că vorbim de comuniști, care să valorifice această nemulțumire a tranziției. Este adevărat, este adevărat, tranziția în Republica Moldova este extraordinar de lungă și uneori ineficientă. Dar asta este o mare problemă a societății din Republica Moldova, care acum este împărțită ca opțiuni politice între două extreme. Unii spun, vom fi în Uniunea Europeană și nu se va întâmpla acest lucru, și alții spun, mergem în Uniunea Eurasiatică
și nu este voie să se întâmple acest lucru. Opțiunea corectă în situația în care se află Republica Moldova este unirea cu România. Pentru că este singura mișcare politică ce poate aduce certitudine. România este o țară care a intrat în NATO în 2004. Este o țară care a intrat în Uniunea Europeană în 2007. Asta înseamnă că România este o țară care nu mai este în zona gri, este o țară care și-a garantat securitatea prin apartenența la NATO și o țară care garantează o viitoare prosperitate cetățenilor români prin apartenența la Uniunea Europeană. Republica Moldova nu are niciuna din aceste certitudini în momentul de față și nici nu le poate aștepta de undeva. Soluția pentru ca Republica Moldova să aibă securitate este unirea cu România. Soluția pentru ca Republica Moldova să poată să întrezărească în viitor prosperitate pentru cetățenii ei este tot unirea cu România. De aceea, eu aproape că nu înțeleg pe oamenii politici care știu aceste alternative, dar n-au curaj să le spună cetățenilor. N-au curaj să și le asume. Eu vin să vă spun ca un om care a stat 10 ani în Consiliul European, acolo unde ne întâlneam la fiecare 3 luni și stabileam ce se întâmplă cu noi toți cei 28 de membri, toate cele 28 de state membre, ce se întâmplă cu noi în perioada următoare. Care sunt măsurile? Această participare timp de 10 ani la Consiliul European îmi dă experiența, dar și curajul de a vă spune că unirea este soluția pentru Republica Moldova și nu este un cadou pe care eventual România l-ar face Republicii Moldova. Și România are nevoie de Republica Moldova în mod egal cum Republica Moldova are nevoie de România. O reunificare a țării n-ar fi numai gestul politic de eliminare a efectelor pactului ticălos Ribbentrop-Molotov. Pentru că așa trăim noi acum, așa cum a semnat Ribbentrop și Molotov, la voința politică a lui Stalin și a lui Hitler. Suntem singurul popor în Europa care a rămas tributar și a rămas sub imperiul pactului Ribbentrop-Molotov. În rest, Balticii au ieșit din Uniunea Sovietică, Polonia și-a rezolvat problemele efectului pactului Ribbentrop-Molotov. România a rămas și românii au rămas așa cum a stabilit Stalin și Hitler. Asta din punct de vedere politic. Avem nevoie de restabilirea demnității naționale a românilor. Suntem singurii care n-am avut curaj să ne batem pentru reîntregirea țării. Al doilea element însă este un element de ordin practic. De ce are România nevoie de Republica Moldova? Pentru că fiecare milion de cetățeni pe care îl ai în plus ca populație îți aduce voturi și influență în interiorul Uniunii Europene. Una este să fie un stat cu 21,5 milioane de locuitori, cum are România acum, și altul este numărul de voturi pe care îl ai în Parlamentul European și în Consiliul European, dacă ai 25 de milioane de cetățeni.
este aspectul politic extrem de important, creșterea influenței României în interiorul Uniunii Europene. Acum suntem, după ieșirea Marii Britanii, suntem al șaselea stat, ca mărime și ca forță de vot. România are nevoie să-și o consolideze, această forță, în interesul cetățenilor ei, pentru a putea influența mai mult deciziile în favoarea cetățenilor români, dar și în favoarea Uniunii Europene, că acolo nu e fiecare, numai cu interesul, trebuie să ai și viziune pentru ce se întâmplă și cu alte popoare ale Uniunii Europene. Un alt motiv pentru care România are nevoie de Republica Moldova este creșterea forței economice. Uitați-vă că sunt deja 2 ani de când agricultura românească a intrat în topul agriculturilor din Uniunea Europeană. Vă imaginați dacă la potențialul agricol al României se adaugă și potențialul agricol al Republicii Moldova, ce forță în asigurarea hranei dobândește România. Și asta se răsfrânge spre binele tuturor românilor, indiferent că sunt pe malul stâng sau pe malul drept al Prutului. Pe de altă parte, Republica Moldova are nevoie de România pentru că trebuie să iasă din zona gri unde oricând se poate întâmpla orice. Republica Moldova este o țară care nu are securitatea garantată. Și vă spun că om care a fost 10 ani șef de stat. Nicio proiecție de evoluție viitoare a unui stat, a unui popor, nu se poate face dacă nu ai garantată securitate. Nimic nu se poate așeza pe hârtie, nimic nu se poate proiecta decât în variabile care țin de securitate. Un popor care nu are integritatea teritorială a țării asigurată, un popor care nu are garantată pacea, este un popor supus riscurilor. Și asta se întâmplă cu poporul român din partea stângă a Prutului acum. Ori, marele avantaj al unirii cu România ar fi garanția de securitate prin faptul că România este stat membru NATO. Și ar avea garantată securitatea prin forța Pactului Atlanticului de Nord, prin forța NATO. Un alt avantaj. Vorbeam mai înainte de agricultură. Oameni buni, Republica Moldova a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Dar vă atrag atenția asupra unui lucru. În primul rând, o spun, e foarte bine că l-a semnat. Economia Republicii Moldova va intra într-o concurență, într-o competiție puternică cu economiile statelor Uniunii Europene. Cel mai vizat sector este agricultura, care este cea mai productivă în Republica Moldova. Dar vreau să știți în ce condiții intră în această competiție cu agricultura Republica Moldova. Păi, spre exemplu, pentru vii. Aici avem o zonă de vii. Un fermier din România care deține o vie primește o subvenție de 550 de euro la hectarul de vie. Are 20 de hectare, înmulțește cu 500 și ăștia sunt banii care vin de la Bruxelles pentru fiecare hectar. Livezi. Republica Moldova exportă fructe. Vreau să știți că în România, pentru orice hectar de livadă, proprietarul, dacă are o livadă ecologică, primește 620 de euro subvenție în fiecare an.
Dacă livada nu e ecologică, primește 480 de euro subvenție directă de la Uniunea Europeană la hectar. Carne. Creștem animale. În România, un fermier care crește vaci de carne primește 520 de euro pe cap de animal. Are o fermă de 100 de vaci pentru carne, este 100 mulțit cu 520. Dacă îți vaci de lapte, subvenția este 480 de euro pe capul de animal. Dacă sunt cumva sere, un deținător de sere primește subvenție 3.000 de euro la hectar de seră. De ce? Pentru că Uniunea Europeană are nevoie ca populația, piața să aibă roșii, castraveți, ardei și iarna, nu numai vara. V-am dat acest exemplu ca să înțelegeți în ce competiție a intrat agricultura Republicii Moldova la momentul la care s-a ratificat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Sigur, nu spune nimeni că nu e bine. E foarte bine, pentru că s-au mărit mult cotele de producție pe care le poate exporta un fermier din Republica Moldova pe piața Uniunii Europene și aproape s-a eliminat dependența de piața Federației Ruse. Dar vă întreb, ce profit va avea un fermier din Republica Moldova în raport cu un fermier din România, nu mai vorbim cu unul din Franța? Cum va vinde grâu un fermier din Republica Moldova sau porumbul, când, spre exemplu, un fermier din România are la fiecare hectar pe care îl însămânțează cu grâu sau porumb o subvenție de 175 de euro? Practic, toate lucrările agricole sunt acoperite de subvenții, iar vânzarea producției înseamnă profit pentru un agricultor din România, pe când în Republica Moldova, datorită lipsei subvențiilor de la Uniunea Europeană, fermierul trebuie să-și facă toate lucrările pe banii lui și să le deducă din valoarea de vânzare a producției. Am vrut să vă arăt acest lucru ca să vă pot da exemple corecte despre un avantaj pe care l-ar avea Republica Moldova, dezvoltarea propriei agriculturi, dacă la un moment dat se produce unirea cu România. O altă problemă care este reală, cu cât procesul de unire va avea loc mai târziu, cu atât costurile unirii vor fi mai mari. Și vă dau un argument. În 1990, produsul intern brut pe cap de locuitor în Republica Moldova era egal cu produsul intern brut pe cap de locuitor în România. În momentul de față, produsul intern brut pe cap de locuitor în România este de 6,7 ori mai mare. De 7 ori mai mare decât în Republica Moldova. Urmare exact a ceea ce s-a întâmplat, a proceselor prin care România a trecut în vederea intrării în Uniunea Europeană și a finanțărilor de la Uniunea Europeană. Anul acesta, România a împlinit 10 ani de când este în Uniunea Europeană. Am avut un buget de 32 de miliarde de euro alocați de Uniunea Europeană în exercițiul bugetar trecut. În acest exercițiu bugetar, România are la dispoziție 43 de miliarde de euro. Nerambursabil, destinația agriculturii, dezvoltării infrastructurii de transport, căi ferate, autostrăzi și așa mai departe. Asta înseamnă că în timp distanța dintre România și
Republica Moldova din punct de vedere al potențialului economic, dar și a ceea ce se întâmplă din punct de vedere social va crește. Continuu. Și acum e mare. Dacă luăm pensia minimă din Republica Moldova, este 30 de euro. Pensia minimă în România, noi spunem pensie socială pentru că se adresează celor din mediul rural care n-au fost angajați niciodată. Este 180 de euro. Dacă unirea se va produce, această diferență nu poate să rămână. Trebuie acoperită, pentru că nu poți să ai cetățeni de două categorii, unul cu pensie socială de 30 de euro și altul cu pensie socială de 180 de euro. Salariul mediu în România este 3.150 de lei românești, ceea ce înseamnă deja 800 de euro. Salariul mediu în Republica Moldova e mult mai mic. Ori, dacă ne imaginăm peste 10 ani, aceste diferențe vor fi gigantice. Și costurile unificării vor fi pe măsură. De aceea eu pledez pentru decizii politice cât mai apropiate de ziua de azi, pentru a diminua costurile de integrare, mai mult decât atât. Costurile de integrare în urma unificării celor două țări. Mai mult decât atât. Discutăm despre ceea ce România dezvoltă în momentul de față, da? România este o țară care astăzi, care anul trecut, scuzați-mă, a avut exporturi de 56 de miliarde de euro. În cel mai productiv an al comunismului, 1989, România a avut exporturi de 10 miliarde de dolari. Nu știu dacă vă este ușor să realizați ce progres uriaș a făcut România urmare investițiilor străine, pentru că statul n-a mai investit. Statul n-a mai investit în construcție de întreprinderi, ci urmare a îmbunătățirii mediului legislativ, a mediului de afaceri, prin legislația la care am fost obligați să o adoptăm urmare a intrării în Uniunea Europeană, România a devenit atractivă pentru mari investiții. Uitați-vă la Renault, Dacia a ajuns să cucerească Europa. Uitați-vă la Craiova, la Ford, uitați-vă la Lafkin, americanii construiesc cele mai perfecționate pompe pentru extracții petroliere și extracții de gaze în România. Evoluțiile sunt formidabile. Dar asta mărește distanța între Republica Moldova și România și cu cât întârziem, cu atât vor fi mai mari costurile pentru ca unirea să se producă. Vreau să știți că nu sunt un naiv. Și înțeleg foarte bine în ce condiții se poate întâmpla acest lucru. În momentul de față, populația este împărțită așa cam jumătate-jumătate între pro-vest, hai să spunem pro-europeni, dacă în Moldova se pronunță mai greu cuvântul pro-român, știi? Să spunem pro-europeni și pro-ruși. Nimeni nu poate lua decizii pe o situație de susținere incertă a populației. Ori asta este o chestiune pe care oamenii politici onești față de Republica Moldova trebuie să o abordeze, să o discute cu cetățenii. Trebuie să aibă curaj să vină din comună în comună, din oraș în oraș și să le spună: oameni buni, asta e situația,
suntem într-o zonă gri. Nu ne-a promis nimeni că intrăm în Uniunea Europeană. Putin nu vrea să ne ia în Federația Rusă. Care-i soluția? Și oricine va ajunge la concluzia că soluția este reîntregirea țării, eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Marea problemă este când. Sunt convins că dacă generația noastră nu va face nimic să se întâmple, vor veni generațiile de după noi. Mă uit la copiii ăștia care studiază în România. Sunt 5.000 de bursiere anual care vin să studieze în România. Copiii ăștia nu vor mai vrea spre Est. Vor vrea spre Vest. Și să știți că eu nu mă supăr pe cei care se declară pro-europeni. Dintr-un motiv simplu. Că pro-europenii susțin punerea în aplicare a acordului de asociere, care va transforma și instituțiile și economia Republicii Moldova într-una competitivă și compatibilă cu Uniunea Europeană și implicit cu România. Nu-s supărat și nu-i dezavuez pe pro-europenii care spun vom fi membri în Uniunea Europeană, deci și știu că nu se va întâmpla acest lucru. De ce? Pentru că drumul spre Bruxelles trece prin București. Așa că de următoare cineva să opreți pe la București foarte bine și eu cred că așa se va întâmpla. Deci, dragii, știu că supăr foarte multă lume în Republica Moldova fiind foarte deschis. Am avut șansa mare ca după ce am fost în România, să rămân cu suficientă energie ca să vă spun crezul meu. Și crezul meu este legat de unire, nu de altceva. Spre binele nostru al tuturor. Pentru că nu-mi place să las întrebări majore nelămurite. Știu că oricine va spune, bine, bine, dar cu Transnistria cum rămâne. Și eu vreau să vă spun părerea mea de cum poate să rămână situația Transnistriei după o eventuală decizie de unire a României cu Republica Moldova sau a Republicii Moldova cu România. Va rămâne pe masa de negociere problema Transnistriei. Există un motiv istoric. Motivul istoric este acela că hotarul României a fost pe Nistru. Deci, istoric, România nu poate revendica Transnistria. Dacă privim în actul final de la Helsinki, constatăm că frontierele odată stabilite nu mai pot fi modificate decât prin voința părților, prin decizii politice și prin negociere. Pentru că actul final de la Helsinki, care guvernează Helsinki 1975, care guvernează securitatea și pacea pe teritoriul Europei, vorbește de negociere, țările interesate vor trebui să se așeze la masa de negociere cu privire la viitorul Transnistriei. Și care sunt țările interesate? Federația Rusă, care are trupe și material militar în Transnistria. Este una din țările interesate. Altă țară interesată este Ucraina. Ca vecin cu Transnistria și ca fost teritoriu ucrainean. Altă țară interesată este Republica Moldova și, de bună seamă, București. Acestea sunt țările care vor trebui să negocieze viitorul Transnistriei dacă, odată cu unirea, devine parte a teritoriului României sau rămâne într-un statut incert. De unde vine incertitudinea? Analiza mea este că Federația Rusă
este extrem de interesată de Transnistria. De ce? Pentru că din punct de vedere strategic vor să creeze un Kaliningrad în flancul sud-estic al NATO și al Uniunii Europene. O bază extrem de importantă, dar nu atât de importantă cât părea la un moment dat. Pentru că în momentul de față Federația Rusă și-a rezolvat problemele de securitate pe flancul sud-estic anexând Crimea, care a devenit un portavion super dotat din punct de vedere militar, ceea ce nu mai face necesară în analiza mea o bază militară puternică în Transnistria. Și atunci, zic eu, este loc de negociere cu Federația Rusă. Aici va trebui să ne așezăm, să discutăm. Și trebuie să spunem că la o negociere unii dau, alții mai lasă. România are cu ce să negocieze situația Transnistriei și fac această afirmație fără să intru în detalii de diplomație de stat, să spunem, pentru că nu-i locul aici să o facem, dar cei interesați știu că România are ce să pună pe masa negocierilor atunci când va veni momentul transnistrian. Mai este un subiect delicat cu vecinii dumneavoastră, Găgăuzia. Cei care spun că dacă se unește România cu Republica Moldova sau Republica Moldova cu România, ei se duc la ruși. Eu nu știu cum s-or duce la ruși, poate în zbor, dar aici avem o mare realitate. Ei se bucură de autonomia pe care o au. Iar eu, pe toți cei care spun că vor să rămână autonomi, rog să citească legea administrației locale din România. Ca de altfel și legea finanțelor publice locale din România. Vor avea surpriza să constate că autonomia în România pentru administrațiile locale este mai mare decât autonomia pe care o are Găgăuzia ca autonomie în Republica Moldova. Bugete mult mai mari, resurse financiare, dreptul de a decide pe teritoriu administrativ mult mai mare decât îl are Găgăuzia în momentul de față. Și încă un element. În România minoritățile au un tratament de excepție, garantat și prin Constituție și prin lege. România are 17 minorități oficiale înregistrate în urma recensământului. Cea mai mică minoritate are 600 de suflete. Prin Constituție, toate minoritățile sunt reprezentate în Parlament. Cele 17 minorități, indiferent că sunt 600 de minoritari croați, să spunem, au un reprezentant în Parlamentul României și împreună formează grupul minorităților, care înseamnă o forță de vot de 17 voturi, extrem de importantă întotdeauna în alcătuirea guvernelor în România. Ca să nu vorbim că minoritățile mari, cum e minoritatea maghiară cu 1,5-2 milioane, și-a făcut partid și intră regulat în Parlament ca partid cu 5-6%, dar trec pragul și intră în Parlament. Deci, din punct de vedere al minorităților, România nu are niciun fel de probleme, iar autonomia pe care o au administrațiile locale în România în momentul de față depășește și ca resurse și ca drepturi de a hotărâ pentru cetățeni, depășește autonomia pe care o are Găgăuzia azi. Cu acestea eu aș încheia pledoaria mea pentru unire, pentru că asta fac de fapt, dar o fac dându-vă date exacte și nu povești și punând în fața dumneavoastră și previziunea mea care pleacă din experiența pe care am acumulat-o atât ca șef de stat care
a reprezentat 10 ani România la NATO, cât și ca șef de stat care a reprezentat 10 ani România în Consiliul European. Vă mulțumesc mult și acum avem 30 de minute în care vă stau la dispoziție. Dacă aveți întrebări, eu sunt gata să răspund, iar la ce nu mă pricep, o să spun că nu mă pricep și trimit răspunsul imediat și aflu care e punctul de vedere oficial. Deci, sunt la dispoziția dumneavoastră 30 de minute. Vă mulțumesc! Să nu încercați să mă convingeți că nu trebuie făcut numire, dacă nu o să reușiți, dacă renunțați. Dintr-o dată, da. Vă mulțumesc. Nu mai dați. Eu adoră pe miniștri de toți, dați întrebări, cât se poate de scurt, ca să putem primi un răspuns mai amplu. Este obicei de a vorbi foarte mult din sală. Eu vă rog foarte mult, pentru că trebuie să fie scurt, e clar, și la ce trebuie să se dată. Bună seara! Vreau mai întâi să vă mulțumesc că ați luat lucrurile de bună ziua noastră pentru lucrul pe care îl faceți în Republica Moldova, chiar dacă știu că ați putea să nu știți acasă după toată perioada cu țânță România. Vă mulțumesc! Am văzut, de fapt, 5 întrebări și nu știu dacă reușesc să vă bate. Nu, dar să facem o reclamă. Cea mai bună. Cea mai bună. Trebuie la întrebări la 5 oameni. Una, cea mai importantă. Ok. Să fie prima care mi-am luat data. În discursurile noastre, în cadrul întâlnirilor cu cetățenii Republicii Moldova și astăzi inclusiv, ați menționat, repetatele mele, că sunt trei deosebire de Republica Moldova. România a avut norocul ca perioada de tranziție în care industria României a cunoscut un regres în cauza concurenței. Din piața în care se integrează, să nu apară partide politice care s-ar fi folosit de și să promoveze un alt drum pentru România decât integrarea europeană. Imediat am observat o activare a unor voci din România care promovează ideea că în perioada comunistă industria română a prosperat, că se dezvoltă în România. Deci, întrebarea este următoarea. Imediat pe cel din astăzi a adus această sugestie, dușmanilor României, ca să zic așa, s-au activat foarte mult promovarea ideii că România prospera mult mai mult atunci decât acum. Credeți, poate risc să par un adept al teoriei conspiraționiste, dar nu mi se pare o coincidență faptul că s-au activat foarte mult, s-a activat foarte mult promovarea ideii că atunci era mai bine decât acum. Mai ales că am auzit recent cu partidii. Întrebarea este următoarea. Au șanse acești oameni care încearcă să propuneze această idee? Și ce întreprinde sau ce ar putea întreprinde România pentru a-i confrunta? Prima întrebare la care să vă răspundeți dumneavoastră, ce ar putea întreprinde cetățenii Republicii Moldova ca acest lucru să nu se întâmple. Dar o să vă dau un răspuns la toată întrebarea. Era vorba că în România tot acest... Eu vă rog foarte multe întrebări scurte, că altfel vine cineva și ține jumătate de oră, spune întrebarea. Uitați care e realitatea. Orice sondaj care iese azi în România va arăta că 35% din populație spune că era mai bine înainte. Deci în România. În ce condiții? În condițiile în care România n-a fost totuși un stat integrat în Uniunea Sovietică și în condițiile în care de la Revoluție au trecut 27 de ani, în care în România toate partidele vorbesc despre capitalism. Ce înseamnă asta? Conștiințele se schimbă mult mai greu și, spre exemplu,
ce spunem noi, ceea ce vor trebui să audă și cetățenii Republicii Moldova și sper că mai aud în unele discursuri. În capitalism fiecare este responsabil de viața lui. În comunism statul ne spunea unde lucrăm, statul ne spunea cât lucrăm, statul ne spunea ce mâncăm, statul ne spunea la ce cantină socială suntem abonați. În capitalism acest lucru nu se mai întâmplă. Eu sunt primul care trebuie să am grijă de viața mea, să-mi caut un serviciu bun. Înainte eram un funcționar bun sau prost, mă ținea statul. Astăzi, dacă lucrezi la o multinațională și ești un funcționar prost, te zboară de nu te vezi. Dacă lucrezi la Dacia Pitești, cumva, și fură planetară, cum era obiceiul înainte, te prinde, te văd camerele de luat vedere și te-a dat afară. Pe când înainte puteai să fur la planetare, nu te dădea nimeni afară, că trebuia să ai locul de muncă. Deci asta se întâmplă într-o țară ca România. Avem 30-35% dintre oameni care încă n-au deprins ideea că statul nu mai e cel care intră în viața ta de dimineață până seara și stabilește și traiectoria profesională și cine-i bun, cine-i rău. Deci acești oameni încă n-au atins nivelul de mentalitate specific societăților comuniste. Dar minte în Republica Moldova, care a fost parte a Uniunii Sovietice și în care propaganda a fost cumplită și țară în care, deși a pornit odată cu România către un alt fel de societate, sunt 27 de ani în care nu s-a întâmplat aproape nimic și tranziția nu se mai termină. Și investițiile străine să creeze locuri de muncă nu vin. Și țara e tot timpul sub dependența împrumuturilor. Și deci este clar că numai dacă politicienii vor începe să vorbească cinstit, să-i spună omului, frate, avem cei cu ghinion în viață, îi ajută statul, avem cei cu venituri foarte mici, îi ajută statul, dar dacă întâmplător nu vrei să muncești bine, statul nu te ajută, te dă afară patronul. Deci această mentalitate va trebui să se schimbe și nimeni nu poate nega evoluția societății în Republica Moldova. Eu mă uit la generația tânără. Este clar că se produce această schimbare, dar îmi este la fel de clar că fiind un popor care a fost ținut într-o cumplită propagandă de tip sovietic, lucrurile merg mai greu decât în România. Aduceți-vă aminte, cei mai de seama mea, că România dăduse semne de independență față de Moscova încă din 68, când a refuzat să invadeze Cehoslovacia alături de celelalte state membre ale Pactului de la Varșovia. Nu mai vorbim că în ultima perioadă îl călcase pe nervi Ceaușescu cu independența lui și cu neamestec cu treburile interne și cu toate cele. Deci România a avut o oarecare undă de libertate în raport cu ce s-a întâmplat și ce propagandă a avut pe cap populația Republicii Moldova. De aceea trebuie privită cu înțelegere evoluția mentalității românilor din Republica Moldova, dar ea nu va evolua această mentalitate suficient de rapid dacă oamenii politici n-au curaj să vină să le spună în față. Oameni buni, prosperitatea înseamnă capitalism, dar capitalismul se face cu muncă, cu performanță, cu bună pregătire și așa mai departe.
Și la noi este un tronson din populație care încă nu s-a putut adapta noului sistem politic din România. Și trebuie privite lucrurile așa cum sunt eu. De aceea spun, nimeni nu poate face așa. Am făcut unirea, pentru că deocamdată unirea nu are suport în populație parlamentară. Nu pot vota de capul lor unirea și să se trezească cu faptul că 50% din populație nu-i de acord. Pentru că ar fi un eșec garantat, pe de-o parte. Pe de altă parte, am încălcat cu finalul de la Călsii, care spune, în decizii politice, o decizia politică înseamnă să respecti un vot majoritar pe care l-a dat populația, pentru că se trezesc 100 de parlamentari care dau un vot. Sigur, nimeni nu poate spune că trebuie să fie unanimitate, că și cei care regretă regimul comunist sunt și ei reprezentați în Parlament. Și unirea din 1918, din 27 martie, în Parlamentul de la Chișinău, când s-a votat unirea cu România a Basarabiei, nici de cum n-a fost un vot majoritar, un vot unanim, a fost o majoritate de circa 60%. Nu putem spune că trebuie să fie 100% suport, dar un suport în jur de 60% pentru așa ceva trebuie să existe, pentru că altfel este fragilă decizia politică.